Lucrătorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Rădăuți au fost anunțați prin Serviciul Unic de Urgență 112 cu privire la un incendiu care a izbucnit la o casă formată din parter, etaj și mansardă. 10 autospeciale și mai mulți lucrători ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență au făcut tot posibilul să împiedice flăcările ce se manifestau violent să nu se propage la clădirile învecinate. Din păcate, acoperișul clădirii împreună cu mansarda construită în mare parte din lemn au fost mistuite de foc. Locuitorii au intervenit și ei pentru a ajuta echipele prezente să lichideze incendiul, care era încurajat de temperatura atmosferică ridicată. Proprietarul casei susține că nu era acasă în acel moment al izbucnirii incendiului, însă crede că cel mai probabil focul s-a aprins de la fânul depozitat la mansardă. Deci am plecat în oraș. După 10-15 minute am plecat să ridic buletinul la soție și a făcut buletinul prin Rădăuți și m-a sunat vecinul că arde casă. Și am venit în fugă, deci focul s-a pornit de în spate, de la animale, aveam fânul uscat, băgat acum, căldura. Dumnezeu știe de la ce s-a aprins, s-a fi tras animalele ceva, un cablu, că aveam cablu acolo electric, că lucram, făceam niște reparații pe la animale, ceva pe acolo, s-a fi tras. Nu prea cred, că astea mari erau legate. Deci porci și astea erau legate. Deci ce erau liberi găini, curci pe unii, dar astea nu puteau să facă ele ceva. Căldura, ceva, nu știu. Aveam fânul, de la fân în 10-15 minute a luat foc toată casa. Aveați ceva animale acolo în curte închise? Închise, da, doi porci, două capri, două ediță. Restul pui, găini, curci, astea erau împrăștiate prin ograda la animale, dar acum câinile, oile erau în afara perimetrului cum ar veni acasă, dar cine știe, Dumnezeu știe. Cam ce suprafață asta? Nu, e totul, deci tot etajul s-a dus, tot. Deci de la animale, deci s-a venit imediat, tot etajul din lemn. Deci îți dai seama că în 10 minute au luat foc cu acoperișul sus tot. A fost o descindere în forța echipajelor pentru situații de urgență, care s-a încheiat doar cu pagube materiale, neexistând victime omenești, după cum ne-a relatat și comandantul detașamentului de pompieri Rădăuți, Sorin Popovici. Orei 13:40, detașamentul de pompieri Rădăuți a fost anunțat izbucnirea unui incendiu în municipiu. La un grup de locuințe s-a anunțat că arde gospodărie și există pericolul propagării la încă 4-5 gospodării din apropiere. Ajuns la fața locului, colonelul Vizitiu, șef gard intervenție, cu 3 autospeciale, a constatat că incendiul se manifesta la o suprafață de aproximativ 450 de metri pătrați la locuința la care a fost anunțat și incendiul s-a propagat la cea de-a doua gospodărie, la garaj anex, respectiv la acoperișul acesteia. Am fost nevoiți să mobilizăm forțe suplimentare, au venit în sprijin pe lângă încă o autospecială de la detașamentul Rădăuți, deci 4 autospeciale, 2 autospeciale de la Garda Siret, o autospecială de la Vicov, 2 de la Suceava, respectiv una de la Solca. Ultimele autospeciale au venit pentru a asigura intervenția în raionul de bază. De asemenea, au fost solicitate în sprijin serviciu voluntar de la Burla și cel de la Frătăuți. Spre fericire, nu avem victime. Datorită temperaturii ridicate, 36-37 de grade la fața locului, temperatura ridicată, incendiu manifestându-se, după cum se vede în spatele meu, și la acoperiș, respectiv la mansardă și etajul 1, un grup de 7 militari li s-a acordat prim ajutor în sensul că au fost monitorizați, după care și-au reluat activitatea și vedeți în spate lucrând pe țevi în continuare. Am asigurat de asemenea rezerve suplimentare de butelii și mulțumesc în mod deosebit populației din zonă care ne-au ajutat, în mod deosebit ne-au adus în permanență apă și au ajutat militarii care lucrează în zona cu temperatura mai ridicată să-și poată continua misiunea. De asemenea, oamenii, cetățenii din zonă s-au mobilizat, au evacuat zona și n-aș vrea în ultimul rând să mulțumesc jandarmilor, poliției locale care ne-au ajutat în intervenție. Deci, încă o dată, exceptând pagubele și vom vedea care este cauza, suntem mai mult decât mulțumiți și vedeți că tot grupul de locuințe, case cu etaj, n-au fost afectate altele. Vă mulțumesc!